vreau să mă urez și eu fraților și să spunem din toată inima, binecuvântat să fie Domnul. Amin! Trăiască Domnul nostru. Amin! Binecuvântat să fie Tatăl, care l-a dat pe Domnul Iisus Hristos ca o jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Aleluia! Binecuvântat să fie El. Aleluia! Mulțumim Domnului Iisus că a acceptat să se coboare de slavă. Aleluia! Pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Aleluia! Și binecuvântăm de Duhul Sfânt. Aleluia! Este aici. Aleluia! El ne mângâie, El ne ridică, aleluia! El ne vindecă și mulțumim Domnului pentru aceasta. Am venit împreună cu frații, este băoare cu dumneavoastră voastră. Și nu aveam niciun gând. M-am pus acolo pe bancă, am deschis cuvântul lui Dumnezeu și am urmărit ceea ce Dumnezeu a vorbit pe seara aceasta. Și trebuia să slujească fratele Vale al doilea, fratele l-a pus pe lista al doilea, dar fiind pe listă scris cu al doilea trecut pe listă, a slujit Dumnezeu. Și am înțeles de ce Duhul Sfânt a avut așa. M-am gândit, încă de la început, Duhul Sfânt mi-a spus că fiecare dintre noi, dacă ne vom deschide inimile, vom pleca acasă prin Dumnezeu. Știți, Împărăția lui Dumnezeu spune, nu este mâncare și băutură, ci pace, bucurie. Doamne, am vrea ca seara aceasta să ne bucurie. M-am gândit la un text, așa s-a deschis, m-am gândit la Pavel. Pavel, ultimele sale clipe din viață, face un trimite ultima epistola sa către unul, către Timotei. Și îl îndeamnă câteva lucruri. Aș vrea să dau citire doar la 8 versete, să vorbesc câteva lucruri din locul acesta și să ne întrebăm ce l-a făcut pe Pavel, să ajungă la sfârșitul călătoriei lui și să spună, sunt gata. Așa au cântat frații cântarea aceea. Când am frații momani, fi gata, dezvolt. Aș vrea ca în seara aceasta fiecare Duhul Dumnezeu să ne conștientizeze să fim gata de sfârșit. Așa aveți scris pe perete, Maranata, Domnul nostru bine. Amin. Mai credem lucrul acesta? Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze. 2 Timotei, capitolul 4, începând cu versetul 1 până la versetul 9. Cuvântul Domnului spune asta. Te rog ferbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și de glorificarea și împărăția sa, propovădește cuvântul, stăruia asupra lui, la timp și la netimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să supere învățătura sănătoasă, ci îi vor gândi la urechile sau de lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu îi creaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-a luptat lupta cea bună, mi-am ispăvit alergarea și am păzit credința. De acum mă așteaptă cu mâna neprihănirii pe care mi-o va da Domnul, mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Amin. S-a început timpul de rugăciune cu un psalm. Iubesc pe Domnul. Aleluia. Doamne, ajută-ne să fie realitate. Amin. Și m-am uitat în viața lui Pavel, că Pavel a iubit cu adevărat pe Dumnezeu. Pavel a slujit pe Dumnezeu, chiar cu prețul vieții. Știți că la un moment dat, în fapt, îi spune cuvântul Domnului că era înștiințat din cetate în cetate ce avea să sufere. Or, Pavel spune că nu-i păsa nici măcar, era gata să-și dea chiar și viața pentru Domnul. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe noi la lucrul acesta. Atunci când noi am încheiat fiecare dintre noi rugăciune cu Domnul, și mai ales atunci când Dumnezeu ne-a pecetluit de a boteza cu Duhul Sfânt, am avut parte de acea bucurie, poate de puține ori, mi-a fost rar. Uitam la frate de Iulian și aș vrea ca o paranteză aici, să vă
vă spun cât de mare este Dumnezeu. Atunci când Domnul l-a adus pe fratele Junior la adunare, și cred că nici Dumnezeu nu știa cum așa. A venit pentru prima dată, nu la biserică. A venit prima dată, eram, adunarea era la o mormântare, da. Murise o soră. Eram de slujbă, făceam slujba de ușier și atunci am gânduit cu frații ca parcările să nu fie ocupate decât de frații noștri. Și stăteam jos. A venit mașina dumnealui, prunul cu sosia dumnealui, și am întrebat, aici este adunarea pentecostală? Mi-am uitat la el, eram cu un frate și am spus nu. Dar am pus o întrebare, cum ați ajuns aici? Și dumneavoastră a spus un lucru. Aici ne-a dus navigatorul. Iubiți frați și surori, știți că Dumnezeu este la lucru. Dumnezeu a avut un plan cu el. Mă gândeam la sora Liliana, care astăzi Dumnezeu a dat la o parte orice teamă. Și pe drumul pe care metalea i-a lucrat. Este calea care duce în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute să mergem cu bucurie. Amin. Apostolul Pavel nu și-a pierdut bucuria. Apostolul Pavel, închis în închisoarea din Filip, împreună cu Sila, putea să cărtească, să-i spună, Doamne, sunt aici pentru numele Tău. Pentru acea Evanghelie, așa am cântat, Evanghelia are cerere. Dar Pavel spunea, mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea de mântuire. Binecuvântat să fie numele Domnului. În urma auzirii cuvântului, iubiți frate și surori, fiecare dintre noi, Duhul Sfânt ne-a convins. Dar ne-a convins de un lucru, că suntem păcătoși și că avem nevoie de sângele lui Iisus Hristos să ne curățească. N-am știut, nu știam ce să vorbesc și am spus, Doamne, dacă acesta este cuvântul Tău, aș vrea ca în seara aceasta să mai facem o rugăciune. Spunea Apostolul Pavel lui Timotei, îl îndemna să facă ceva. Și aș vrea eu să spun cuvântele mele. Nu fii leneș. Fă-ți slujbă. Nu da înapoi din lucrarea care te chema Hristos. Și vă mărturisesc că cuvântul acesta este primul rând pentru mine. Și apoi poate pentru fiecare dintre dumneavoastră. Nu da înapoi. Și mai fă un lucru, Timotei. Fii treaz. Și știți că atunci când noi mergi cu ucenicii, le-a spus un lucru. Marcus, spune pentru Dumnezeu, ce vă zic vouă, zic tuturor, pe gheață. Aș vrea să le cercetăm în seara aceasta. Și să le întrebăm, Doamne, de ce, spunea fratele Valerica înainte, de ce sunt doar nu câteodată unele clipe de bucurie? De ce? Nu știam de ce Dumnezeu a hotărât ca Dumnezeu să slujească. Mi-a venit în minte de David. Și el a adus un lucru, un verset frumos din Psalmul 51. Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Ce l-a făcut pe David să nu mai aibă bucuria mântuirii? David, cred că a scris pe Psalmul acesta atunci, când a păcătuit. Dar cum a ajuns David, omul lui Dumnezeu, un om chemat de Dumnezeu, un om care spune Scriptura, un om după inima, un David care se ridică înaintea lui Goliat, că nu se găsea nimeni, plin de curaj, se luptă cu Goliat și Dumnezeu dă o mare îndrăgință. Un David care atunci când fugea de Saul, stătea ascuns, a fugit prin păduri, prin pustii. Și la un moment dat David, plin de Duhul Sfânt, ajunge într-o peșteră, împreună cu oamenii care era înconjurat. Și acolo, în peștera Enghedii, ajunge și Saul cu armata lui. Și undeva la gura peșterii, Saul se pune să odihnească. Și oamenii care l-au conjurat pe David spun un lucru. Astăzi, Domnul dă pe Saul în mâna ta. Dar David, care încă e prezența Domnului Sfânt și prezența Domnului era peste el, spune nu. Nu era un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și David zice, să mă ferească Domnul, să pun mâna pe un soț.
David era treaz, David veghea și David era plin de Duhul Sfânt. Aleluia! Dar vine un moment în viața lui David. Vine un moment în viața lui David când David ajunge pe tron. Când David ajunge împărat și atunci când David a ajuns împărat, cred eu că și-a permis unele lucruri. Și-a permis să fie mai cum. Și-a permis, poate, spune cuvântul Domnului că armata și vitejul lui au plecat la Amon, împotriva Rabei, să ducă în război. Și David a rămas acasă la Ierusalim. Iubiți frați și surori, atunci când ne permitem să, poate să lăsăm mai mult pocăință. Sau poate să nu mai facem o slujbă în viața lui Dumnezeu. Sau să nu mai stăm acolo unde ne cheamă Domnul. David, stând acolo pe terasă, vede o femeie jos în vale, poruncește să vă ducă la el și păcătuiește la cer. Știți dumneavoastră povestea. Mă gândesc și la tinerii noștri, și la noi. De multe ori când nu mai stăm și cercetăm cuvântul acesta. Știți ce spune Pavel? Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune de pregătire pentru ca cei ca omul lui Dumnezeu. Eu aș vrea să întrebă pe aceasta. Care este omul lui Dumnezeu? În adunare, Dumnezeu are nevoie de leneș? Le spune la mulți frați că Scriptura aceasta avem nevoie fiecare dintre noi. Și unii frați spun, frate, eu nu sunt chemat la predică. Nu sunt chemat la prorocie. Eu sunt chemat la cântare. Vreau să spun că Scriptura aceasta este pentru tine și pentru mine. Amin. Pentru că Biblia spune ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze la lucrurile acestea. Iubiți frați și surori, am gândit ca o comparație între David și Apostolul Pavel. Noi nu îl judecăm pe David. Biblia spune în 1 Corinteni, capitolul 10, că Vechiul Testament a fost dat ca o pildă, ca noi să învățăm din greșelile noastre. Și aș vrea ca în seara aceasta să învățăm de la David și de la Apostolul Pavel. Pavel care era necontenit în a propovădui Evanghelia, în a face lucrarea și totodată îndemna și pe alții să facă lucrarea la care a fost chemat. Așa îi spune lui Timotei. Tu fii trează toate lucrurile, rabdă suferințele și fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Amin. Aș vrea ca în seara aceasta Dumnezeu să ne ajute să ne împlinim bine slujba. Amin. Apostolul Pavel a putut spune, bucurați-vă întotdeauna. Amin. În Epistola către Filip, capitolul 4, versetul 4, spune, bucurați-vă. Iarăși zic, bucurați-vă, spune, bucurați-vă în Domnul și iarăși zic, bucurați-vă. Cum adică să te bucuri în Domnul? Să te bucuri de Domnul. Iubiți frați și surori, avem motive să ne bucurăm de acest mare Dumnezeu. Acest mare Dumnezeu care a ales să se coboare aici la noi. În mizerie, în păcat, fiecare dintre dumneavoastră, împreună cu mine, n-am avut harul acesta. Să-i cerem lui Dumnezeu, Doamne, am vrea să ne naștem, nu știu, în casa unui mare bogătar. Singurul om care a venit vreodată pe pământ aici, care a avut harul și a avut posibilitatea să aleagă unde să se nască, a fost Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin. Și știți de El, unde a ales să se nască. Și cum a ales să se nască. S-a făcut, spune, asemenea nouă. S-a făcut asemenea nouă să ne arate un model, ca noi să ne facem asemenea Lui. Doamne. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Cu cuvintele acestea, aș vrea să stăm în ultima rugăciune, să ne rugăm Domnului și să-i spunem, Doamne, dacă Pavel a putut să spună, sunt gata să fiu tot ca o jertfă de băutură. Și spunea Pavel că de acum așteaptă cununa. Am vrea să spunem și noi atunci că suntem gata să le aștepte și pe noi cununa. Deci nu numai mie, pe care mi-a va da în ziua aceea Domnul judecătorul celor, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit, venerabil. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și Dumnezeu să ne ajute să fim treji. Și dacă David și-a pierdut bucuria mântuirii,
o pentru o clipă, dintr-o clipă de neveghere. Aș vrea ca în seara aceasta, în ultima rugăciune, să rugăm, Doamne, ajută-ne, binecuvintează-ne și ajută-ne să fim sensibili la păcat. Ajută-ne să fim sensibili, știți? Dacă David ar fi avut atunci, poate, tehnologia care o avem noi și ceea ce spun, cred că fiecare în dreptul nostru trebuie să ne cercetăm. Că de multe ori nu se cercetăm Evanghelia, luăm telefoanele și poate nu facem, nu căutăm. Să ne ferească Dumnezeu să ne uităm la lucruri mizerabile sau la alte lucruri. Amin. Dar pierderea de timp, iubiți frați și surori, înaintea lui Dumnezeu este considerată ca un păcat. Dumnezeu să ne ajute să răscumpărăm vremea. Spunea Domnul Sfânt că nu vor mai veni, nu vor mai fi vreme ca acest. Doamne, îți mulțumim că în seara aceasta ai pregătit o zi. Și în seara aceasta suntem aici. Dar dă-ne harul și dă-ne puterea să veghem. Ajută-ne să veghem unii asupra altora. Ajută-ne să veghem asupra copiilor noștri și asupra pașilor noștri. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cu cuvintele acestea ne ridicăm la Dumnezeu.